Criza energetică severă, declanșată de agresiunea barbară a Rusiei asupra poporului ucrainean, continuă să afecteze aproape toate statele lumii. Cu toate acestea, grație analizelor făcute de actuala coaliție de guvernare, materializate măsurile corecte adoptate de guvernul Ciucă, populația și mediul economic vor putea să traverseze cu bine iarna care urmează. Nu spun că ne va fi ușor, însă, cu certitudine, în România lucrurile vor sta mult mai bine decât în multe alte state europene. Așadar, am convingerea că după această grea încercare și în contextul în care tot mai multe investiții în zona energetică se vor finaliza, prețurile la produsele energetice vor începe să se stabilizeze sau chiar să se reducă. Deja, pe piețele europene, evoluția prețurilor confirmă această tendință. Stimați colegi, dacă îngrijorările noastre legate de facturile la energie au toate motivele să fie înlăturate, cred că atenția autorităților române trebuie să se deplaseze cât mai rapid către o altă zonă, cea a produselor alimentare. Din fericire, în România nu ducem lipsă de produse nici în magazine și nici în piețe. Ceea ce nu putem trece cu vedere este evoluția prețurilor la produsele alimentare de bază. Nu cred că aceste creșteri de prețuri sunt mereu justificate obiectiv. Dacă statistica oficială ne-a anunțat că rata anuală a inflației a urcat în acest an la peste 15%, cred că fiecare român a constatat că pentru produsele pe care le cumpără în mod frecvent, creșterea de prețuri este mult mai mare. Pâinea, laptele, ouăle, uleiul vegetal, legumele și fructele, adică ce punem fiecare în coșul de consum, au avut creșteri de prețuri de peste 40%. Dacă nu mai mult și într-un timp de numai câteva luni. Este firesc ca, după o asemenea evoluție, românii să simtă că puterea de cumpărare a veniturilor lor este puternic afectată, iar așteptările lor de la autorități să fie imense. Stimați colegi, apreciez faptul că actuala coaliție de guvernare se preocupă de majorarea punctului de pensie de la 1 ianuarie, că se va lua decizia de majorarea salariului minim brut la 3.000 de lei de la începutul anului și că se lucrează la implementarea de noi măsuri pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile, cu venituri reduse. Cred că ar trebui să ne uităm cu atenție și la clasa de mijloc, care suferă la fel de mult din cauza scumpirilor. Nu cred că avem ce reproșa guvernului Ciucă, ci dimpotrivă, cred că trebuie să apreciem că a reușit să protejeze o mare parte a populației în fața valului de scumpiri. Cu toate acestea, cred că se impune în mod special din partea Ministerului Agriculturii mai multă acțiune și mai multe măsuri de sprijin pentru agricultorii români, pentru pătrunderea produselor românești pe piață și pentru o mai bună supraveghere a pieței împotriva practicilor speculative la care apelează intermediare. Producătorul român vinde în continuare la prețuri modice, însă consumatorul român plătește prețuri exorbitante, de cele mai multe ori nejustificate. Actualul ministru al Agriculturii, care este apreciat pentru experiența sa în domeniu, ar trebui să se concentreze rapid și eficient pe aceste probleme urgente din sectorul alimentar. Vă mulțumesc, Ioan Bălan, deputat PNL.